Binecuvântat să fie Domnul care ne-a păstrat până seara asta, numele Lui să fie slăvit. Aș putea spune că în proporții de peste 90% noi toți de aici am fost cândva binecuvântați. Ori la binecuvântare copiii, ori când ne-am căsătorit. Ca să nu mai spun de câte ori ne-am binecuvântat unii pe alții și Domnul a rostit binecuvântare pentru toată adunarea. În această idee vreau să vă amintesc o promisiune a lui Dumnezeu făcută lui Avram, Genesa 12:3. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și acum vă rog să vă gândiți care a fost prima familie ce putea să fie binecuvântată prin familia lui Avram. Eu cred că familia lui Lot. Pentru că este scris aici, în versetul următor, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Și Lot avea familie. Cu siguranță a știut de promisiunea rostită pentru Avram și prin el pentru toate familiile. Și vreau să observăm cum s-a materializat acest har pentru Lot în câteva ocazii. Reflectând apoi la familiile noastre și la anumite ocazii ce au putut fi valorificate sau în timp pierdute. În primul rând, Lot a avut ocazia cunoașterii lui Dumnezeu și a părtășii sfinților. Și har Domnului că toți când suntem la adunare am avut ocazia aceasta și nu numai odată. Adică să fim prezenți într-un loc unde Dumnezeu vorbește și să fim în compania sfinților. E cineva care a monitorizat de câte ori a fost la adunare până seara asta? Multe ocazii. Și dacă ar fi să le numărăm numai pe cele în care Domnul ne-a dat mare har în adunare, am avut frați, predicatori, proroci, cântăreți și la sfârșitul acelei slujbe ai putut să spui, a fost bine la adunare. Toate acelea au fost ocazii pentru familiile noastre. Spune Scriptura aici și vă citesc în continuare capitolul 12, versetul 7, Domnul i s-a arătat lui Avram. Și Avram a stat acolo în altar Domnului și rețineți, Lot era cu el, nevastă, copiilor. De acolo au plecat spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul având Betelul, l-a pus și aia l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Aș putea spune că Avram era la amvon și Domnul și prorocea până el, putea adăuga și aceasta. Dar Lot era și el în adunare și a putut să fie părtaș la aceste ocazii binecuvântate să audă numele Domnului chemat și vorbiri sfinte. S-a dus cu Avram în Egipt, s-a întors înapoi. Au avut mai multe ocazii, cu siguranță, în toți acești ani. Poate că nu sunt menționate toate detaliile în puținele capitole scrise despre ei. Dar așa cum spuneam, haideți să recunoaștem în viața noastră că ocazia am avut și să mulțumim Domnului pentru toate acestea, slăvit să-i fie numele. Ba chiar mai mult, să rugăm, Doamne, întindeți mai departe bunătatea peste noi. Știți că a fost aici un mesaj din partea Domnului că în vremea ce urmează Dumnezeu își va alege locuri și oameni unde să se prezinte și să lucreze. Și noi trebuie să ne rugăm să spunem, Doamne, fă ca Betelul să rămână un loc ales de Tine, unde să te cobori, să vorbești și aici familiile care vin să fie binecuvântate. Știți că prin noi Dumnezeu vrea să binecuvânteze alte familii în jur, amintiți-vă că au fost profeții și în privința aceasta. Ca aici să vină oameni mai de departe și mai de aproape, unii pe care Dumnezeu să-i folosească, dar mă refer la cei pentru care Dumnezeu să rostească binecuvântări și să fie cercetați. De aceea vă îndemnăm să vă aduceți familiile la adunare. De aici, în timpul slujbelor de dimineața sau de seara, ne uităm peste dumneavoastră și adesea căutăm imagini și ne gândim, fratele cutare nu e aici, familia aceea lipsește. Dar noi nu putem monitoriza cu exactitate. La cine avem o evidență? Dar Dumnezeu, El știe cine e la adunare și cine nu e la adunare.
Gândiți-vă în timpul vieții și activității Domnului Hristos, ce ocazii frumoase au avut cei ce au fost prezenți, să vadă o minune, alta. Dar cine a lipsit? A pierdut. Fie ca dorința noastră pentru a fi prezent să ne marcheze toată viața. Și de asemenea, toată viața Dumnezeu se ocupe de noi și să ne binecuvinteze. Să fie mereu astfel de ocazii de cunoaștere a lui Dumnezeu și de părtășie cu frații. E dulce, e plăcut. O a doua ocazie pentru Lot și familia lui. Ocazia binecuvântărilor materiale, a purtării de grijă din partea Domnului. Scrie în capitolul 13, versetul 1, Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Și acum vă întreb, Lot era calic, nu avea nimic? Sau și Lot era bogat? Scrie mai departe. Citesc versetul 5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. De unde atâtea? Pentru că Dumnezeu îl binecuvântase. Așa cum este scris despre Avram, tot în Genesa, capitolul 24, versetul 1, Avram era bătrân înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Hai să recunoaștem, frați și surori, am avut parte și de ocazia aceasta de-a lungul anilor. V-a binecuvântat Dumnezeu? Eu mi-amintesc, eram căsătoriți nu de mult și Dumnezeu ne-a spus odată, pentru voi binecuvântarea niciodată nu va fi o revărsare de baraj, nici un râu mare. Va fi un pârâu subțire, dar care va curge într-una. Niciodată n-am moștenit vreo avere mare, niciodată n-am avut vreun salar mare. Dar în lucruri mărunte, Dumnezeu de 20 de ani de când suntem noi căsătoriți și-a dovedit credincioșia. Și care dintre noi, dacă sunt sinceri, n-ar trebui și n-ar putea să o recunoască? Dumnezeu ne-a binecuvântat. La tinerețe poate umblam cu o bicicletă. Eu aveam un Tohan din ăla românesc. Cum avem mașini? Dumnezeu a avut de grijă de noi de-a lungul anilor. Și hai să recunoaștem că toate acestea nu sunt doar puterea mâinilor noastre și capacitatea noastră profesională, că am fost bun meseriaș. A ocrotit Dumnezeu viețile noastre și ne-a binecuvântat, slăvit să-i fie numele. Să o recunoaștem că asta vine de la Domnul. Altfel ar fi o ipocrizie să învățăm pe copii să spună Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne pâinea și apoi să ne audă pe noi prin casă vorbim, păi, noi avem, noi ne descurcăm. Auziți? Dacă ar frânge Dumnezeu toiagul pâinii, oricine ajunge sărap de foame. Dar dacă Dumnezeu își întinde mâna, zicea psalmistul, toate strigă de bucurie și cântă. Și fie cârtirile să nu-și aibă loc în casele noastre. Și să recunoaștem ceea ce putea recunoaște Avram și Lot totodată, că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cum mai mult, mai puțin, dar toate acestea pot fi numite binecuvântări. Amin. O a treia ocazie, dublă ocazie. Lot a avut harul, ocazia să fie salvat cu toată casa lui. Și nu numai odată. Scrie în capitolul 14 că au venit niște cotropitori și au luat tot așa, ca vandale, ca tătare pe vremuri. Însă Dumnezeu l-a inspirat pe Avram, l-a motivat și l-a mobilizat o armată. S-au dus și scrie de versetul 15, i-au urmărit și au adus înapoi toate bogățiile, au adus înapoi pe fratele său Lot cu averile împreună cu femeile și norodul. Pentru că Dumnezeu binecuvintează și păzește. Și dintr-o dată iată cum le cad legăturile de pe mâini și sunt toți liberi, erau prizonieri. Când a văzut asta, scrie în versetul 21, împăratul Sodomia lui Avram, dă-mi oamenii, întâi libertatea, nu? Apoi avuțiile. Și ține bogățiile pentru tine. Și Avram n-a vrut să reține nimic, pradă de război, de spăgubiri, nu. Sunt ale voastre. Eu am vrut doar să le aveți înapoi.
Hai să recunoaștem, nu sunt și în viața noastră ocazii în care puteam să pierdem tot și Dumnezeu s-a îndurat de noi? Situații, poate accidente. Eu mă amintesc că a fost cândva pentru noi o descoperire că diavolul vrea să aducă despărțire fără întâlnire și pagubă materială. Și s-a repetat mesajul printr-o prorocie a fratelui Cornel Bârsan. Și a zis, bărbatule, peste tine vrea diavolul să aducă valul acesta. Dacă vă rugați, voi pune o stâncă în față și numai stropii rece îi vei simți. Și am plecat, aveam microbuzul acela alb, singur în Austria și ziua la amiază pe autobandă în Ungaria m-a dormit la volan. Am dat în parapetul de pe mijlocul autobenzii, mașina nu s-a răsturnat, n-am lovit nicio mașină, doar am lovit-o din față până în spate. Mă rugam, Doamne, la vamă, la Hede Shalom, să nu mă vadă grănicerii manghiari, să nu mă iară lost, în țara lor am avut accident, nu m-au văzut. În Austria am șpreiat-o puțin, am venit înapoi, de-abia când m-am întors, am spus familie, hai să vă arăt stropii reci. Despărțire fără întâlnire și pagubă materială. M-am dus la un frate din adunare, am dat banii să cumpere materiale, să mi-o vopsească și când mă duc după ea, banii văd în bord. Zic, ține banii și îți dau diferența. Am bani, nu-i problemă. Zice, nu știu cum să spun, de data asta nu pot să iau nimic. Pentru vopsitul ăsta pe partea asta, nu e atât. Nu știu exact cât a fost. Și am insistat, nu pot să iau nimic. Măi, omule, ia bani. Și când am văzut că nu vrea, mi-am amintit de prorocie. A zis, Domnul, dacă vă veți ruga, nu va fi nici despărțire, nici pagubă materială. Și frate, zic, știi de ce nu poți să iei banii? Că să se împlinească o prorocie. Că Dumnezeu are ocazii în care ne vine în ajutor, slăvit să-i fie numele. Dar a fost o altă ocazie mai mare. Urma să vină prăpădul. Și noi așteptăm și nu știm când să vină Apocalipsa. Ce-a fost la Sodoma se ereditează la scară cosmică. Ați vrea să vină o navetă din cer să ne salveze familiile? O, cât ne-am bucurat! Să nu moară în prăpădul ce va urma. Și spune Scriptura în Genesa, capitolul 19, că au fost trimis doi îngeri expre pentru casa lor și scrie aici în versetul 12, bărbații aceia lui Lot, pe cine mai ai aici? Salvare pentru toată casa. Gineri, fii, fiice, tot ce ai în cetate, scoate de locul acesta, căci avem să nimicim cetate. Lot a ieșit, a vorbit cu ginerii, credeau că glumește. Versul 15, când s-a crăpat de ziua, îngerii au străluit de loc și a zis, scoală-te, ia-ți nevasta cele două fiice care se află aici, ca să nu pierd și tu nelegiuirea cetății. I-au scos. Știți ce s-a întâmplat pe drum? I-a oferit și harul să meargă doar până unde putea să ajungă. Asta este mare ocazie. Când Dumnezeu vrea să scape pe cineva, îmi povestea bunicul meu de pe front. Nu era pocăit atunci. Dar apoi a fost primul pocăit din comun. Era la înconjurarea de la Stalingrad. Rușii înconjuraseră trupele germane, românii erau împreună cu nemții atunci. Și aruncau manifeste, predați-vă că și frații voștri merg cântând spre Siberia. Și bunicul a scăpat cu un avion în care erau doar ofițeri de rang superior. Era corvoadă la unul dintre ei și a zis să urce și soldatul ăsta. Nu știe din unitatea aceea să mai fi întors cineva înapoi. Dar Dumnezeu are putere să ne scape, să ne scoată. Dar cea mai frumoasă salvare și ocazie, ceea ce o așteptăm în viitor, ca Domnul să ne răbească. Am fost martor undeva la o rugăciune într-o familie când Domnul a arătat o vedenie că a venit așa ca o parașută, ca o farfurie zburătoare, cum spunem noi, și toată familia a fost îmbarcată și urmau să fie luat sus. Nici nu ne dorim altceva decât în final, înainte de a veni prăpădul, Dumnezeu să ne ia pe toți, slăvit să fie El. Vreau însă să vă arăt în viața lui Lot că au fost și niște crize și de astea trebuie să fim atenți în familia noastră. În primul rând, criza ruperii relațiilor frățești. Spune Genesa aici în capitolul 13 că ei au fost tot împreună. E dulce să locuiască frații împreună, erau și rudenii pe deasupra. Dar scrie aici de la versetul 7, s-a iscat o ceartă. Știți ce ușor pot să apară niște vorbe și să se rupă relațiile între noră și soacră, între frați, între familii și
De aici a urmat despărțirea. N-a fost problemă că s-au despărțit material, a fost propunerea lui Avram. A fost problemă că s-au rupt și nu s-au mai întâlnit. Din cele scrise în Genesa, nu întâlnim să-l mai vedem pe Lot în vizită, să spună, soție, fete, mergem la unchiul Avram, la munte. Are sărbătoare, iară face altar, știm noi cum făcea el. S-au mai dus? Se pare că nu, dacă luăm în calcul doar ceea ce este scris. Nu putem să avem toți neapărat afaceri împreună, nu putem să locuim toți împreună. Dar este bine să păstrăm relații de frățietate. Asta înseamnă să ne vizităm cu scopul rugăciunii, nu a poveștilor și a cafelei, nu s-a stea pentru sfinți. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Și din ce scrie în continuare rezultă că Dumnezeu îi place așa ceva. Zice, Domnul a luat aminte, în mod favorabil, adică Dumnezeu se bucură. Da? Să vă ajute Domnul să fiți prieteni cu tot ce se tem de El. Și în mod deosebit să nu părăsim adunarea noastră de sărbătoare, cum din nefericire scrie în Evrei, a unii obicei. Să nu rupem relațiile frățești. Și chiar dacă nu putem să ne întâlnim, că suntem răsfirați, cel puțin să ne rugăm unii pentru alții, să ne gândim unii la alții, nu lăsați nicio dușmănie să se înfiripe. Nu dați voie niciunui gând, poate cineva v-a șoptit, știi ce a zis sora? Aia zicea sfis fratele. Păziți-vă de aceste ruperi. Ba din potrivă, chiar dacă nu reușim să ne întâlnim cu cineva, să vorbim frumos și Domnul să distrugă toate duhurile de clevetire din adunare. Ca și cei ce se întâlnesc și cei ce, repet, nu pot să se întâlnească, să se iubească, măcar să ne dăm un telefon. Ce mai faci, soră? Frate, am auzit de tine că ai avut probleme. Știți, când Dumnezeu a îndepărtat puterea diavolului, scrie în cartea lui Iov, că prietenii din nou au venit la el. Este o lucrare demonică să se rupă relațiile. Sau ce ar fi mai trist, chiar între slujitori să fie relații rupte. Sunt în Psalmul 122, din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeului meu, fac urări pentru fericirea ta. Domnul să ne ajute pe toți să strâm într-o strânsă relație frățească, amin? Știți că cei din Ierusalim stăreau în dragostea frățească? Ba încă e scris și în Evrei 13. Asta este foarte important. O a doua criză care a izbit această familie. Să știți că diavolul merge pe etape sistematic, mai întâi te rupe de frați și apoi te bombardează numai pe tine. Și animalele se apără că sunt împreună și oamenii sunt mult mai puternici. A apărut criza amestecului cu lumea de afară, că nimeni nu poate să fie fără prieteni. Cine își rupe prieteniile frățești, constituie în timp alte prietenii păcătoase. Să știți că și printre tineri, când unii vedeți că nu mai vin aici la fanfară, la grup, este dovada clară că au deja alte anturaje. Și se pare că Lot se identifică tot mai mult cu viața din Sodoma. Asta este pericolul cel mai mare, că trăim într-o societate care vrea să ne încorporeze, să ne înghită. Doamne, ajută-ne să ne putem păstra identitatea, să fim separați, să fim ai tăi, să fim sfinți. Observați, scrie aici în capitolul 19 că Lot era deja la poarta Sodomei, nu știu dacă era încorporat în structurile administrative de acolo, dar pentru mine cea mai puternică dovadă că Lot începuse cu familia lui să fie înghițit de lume este că atunci când urma să-și mărite fetele, n-a luat legătura cu unchiul Avram și nici cu cei din Haran. De unde au fost ginerii? Din Sodomă. Preteniile nasc în timp căsătorii. Bietul Samson a făcut greșeala nu doar să ia o filisteancă, să aibă prieteni de la filisteni, aceia pe care i-a chemat la nunta lui și le-a spus ghicitoare, erau prietenii lui. Esau, la vânătoare, a comis aceeași greșeală. Spune Scriptura Iacob 4, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ce legătură este între lumină și întuneric, Hristos și Belial, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Atenție, frați și surori, că ne înghite lumea.
Întâi nu înghite adunarea, înghite familiile așa, câte una. Și intră aceste practici, întâlniri și în urmă se pierde familia. Asta este marea luptă, să-ți păstrezi familia separată de lume. Vin copiii de la școală, vin cu dorințe. În toamnă începe iară școala și colegii deja au noi CD-uri, DVD-uri, prietenii, vă provoacă și toate astea vor să vină la noi acasă, cei mai mari, întâlniri unde deja au fost elevi, vor fi studenți. Și se înfiripă prietenii și asta este marea problemă, colegi de servici și așa mai departe. Aici trebuie să veghem tot timpul, de aceea sunt importante părtășiile frățești, ca să putem să avem și noi universul nostru. De aceea insistăm copiii să vină sâmbătă la studiu, ca să se formeze aici, să aibă un mediu, pentru că nu putem să trăim așa ca niște călugări. Familia noastră nu poate să fie ca o enclavă de sine stătătoare, fără să aibă relații cu celelalte familii și cu întreaga adunare. Și o ultimă criză. Asta a fost cea mai grea. Criza poftelor trupului. Ce mă uimește este că Lot cade victimă și fetele lui, generația următoare de asemenea. Oare cum a fost în stare Lot să bea, să nu mai știe de el? Oare atunci a băut prima dată și de aceea s-a îmbătat așa? Dar atunci mă întreb de ce a acceptat. Și din povestea asta, ce ne vine greu să o citim de la finalul capitolului 19, încolo nu mai urmează nimic bun. Poate pocăința lui Lot, nu știu cum s-a derulat, cât despre fetele lui s-au pierdut total. Drept dovadă urmașii lor, Moab și Amon. Eu nu știu câți ani avea Lot atunci, dar vreau să vă dau un alt exemplu. Știți câți ani avea David când a ajuns să păcătuiască, să-și piardă controlul trupului? Aproximativ 50, faceți calculul, la 70 de ani a murit, dată la care Solomon avea 18 ani. El a fost al doilea născut, cam 50 de ani avea David când a comis greșeala aceea fatală. Și-a urmat câțiva ani și parte din familie s-a distrus la criza aceasta. Cum adică trebuie să fim atenți la capitolul acesta și când suntem bătrâni? Da, voi tineri, atenție la poftile tinereții. Fetele astea, cum v-am spus, că Lot n-a mai ținut legătura cu un cu Avram. Nu cred că nu le-ar fi găsit doi băieți, nu cred. S-au contopit cu lumea și apoi n-au mai rezistat acestor provocări ale trupului și în vremea noastră, aici este o bătălie puternică. Alimentele și tot ceea ce se vizualizează provoacă la maxim. Știi ce te scapă? Postul. Știi ce te îngroapă? Mustul și vinul. Nu cred că Lot ar fi comis greșeala asta dacă și-ar fi zis, băi, fetelor, eu mâine postesc. Dar, uite așa, ispite care distrug familii. Vă reamintesc și mă opresc aici. Familia lui Lot putea să fie prima familie binecuvântată. A avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă părtășie cu Avram, parcă ne-am fi dorit să trăim în vremea unor oameni și în vremea noastră Dumnezeu are, dar ne gândim la niște titani ai credinței. A avut ocazia să fie binecuvântată de Domnul. Au avut harul să fie salvați, pământește. În final Dumnezeu vrea să-i salveze din moarte. Dar au izbit niște crize care au făcut ca familia lui să fie decimată. Nevasta s-a blocat uitându-se înapoi, ce diferență între ea și Avram care privea spre cetatea de sus. Fetele au căzut, ginerii nu i-au urmat. Cu siguranță despre Lot, dacă s-ar fi scris, nu s-ar fi putut scrie ca despre Avram, a murit după o bătrânețe fericită. De unde fericire că familia a fost zdrobită de aceste crize. Criza ruperii laților frățești, criza asocierii amestecului cu lumii și criza lipsii de control a ființei, a trupului, de stăpânire peste pofte. Doamne, dă-ne putere!
și îndură-te de noi și de familiile noastre, ca în final când vei veni să putem pleca cu toți spre Sfânta-ți împărăție. Amin.